casă să te duci la pensie? A blocat și postul, a blocat și postul de profesor, 20 de ani la Sibiu. Ah, da, absolut, da. Absolut. Dar nu e de nasul, nu este de nasul. Nu, nu se cade așa ceva. Dar îmi aduc aminte cu câtă vehemență și cu cât suflu colegii noastre din USR, cu doar 5 ani în urmă, ne spuneau că aceasta este calea să nu votăm cu... Nu vreau să reproduc injurioasele calificative la adresa doamnei Dăncilă, albinte, în opinia mea, fără să o cunosc, o persoană infinit mai calificată decât asta domnul Iohannic. Asta vreau să vă zic, iertați-mă, iarăși nu vreau să laud, nu-mi place să laud pe nimeni, de pe dar cunosc, a demonstrat nu... că este la un nivel mai sus decât mulți dintre cei care au venit simt, după. Și ca eleganță, și mă rog, în sfârșit. Da. Important este că Klaus Iohannis era aproape sub oricine. Scopul asta a fost și motivul pentru care a existat acea formă odioasă de blat între domnul Iohannis, sistemul pe care sistemul care l-a susținut și liderii ai PSD-ului la vremea respectivă. Alminter, toată lumea știa că orice candidat ar fi putut, chiar și doamna Dăncilă, dacă nu ar fi fost atât de sacrificată de mass media cu ghilimele de rigoare, în care îi se vâna absolut fiecare eroare de exprimare. Alminter, o femeie, repet, în opinia mea, necunoscând-o, dar doar urmărind și alte lucruri de coerent. De la televizor, foarte coerentă, civilizată și decentă. În legătură cu eventuale negocieri, ca să răspund la întrebare, așa? N-aș putea să vă mărturisesc eu că am vreo informație sau să știu dacă și-ar negocia ceva. Aș vrea însă să reiterez ceea ce am spus și am scris în ultimii 2 ani de zile, că nu ar trebui să precupețim nicio formă de ajutor și de susținere politică, morală, militară sau financiară pentru Ucraina. Noi și comunitatea occidentală, în egală măsură, același lucru trebuie spus și în legătură cu apărarea intereselor legitime, de pildă ale fermierilor, pentru că din păcate în egală măsură, nu, e dovedit, trebuie chiar mai sus. Aici îngăduiți-mi să fac apel la calitatea mea de istoric și de politolog cu școala făcută la zi și pe bune și la stat. Hai că de la început emisiunii la modul general, la modul general, calitățile pe care le aveți. Da, pentru că la modul general și la scara istoriei, să știți că un potențial conflict generalizat în Europa este, în opinia mea, cel puțin un pic mai importantă această ipoteză decât situația de moment a fermierilor. Dar atenție, ceea ce reclamă fermierii și revendică absolut legitim... Dumneavoastră i-a scris discursul lui Iohannis din Parlamentul European. Așa nu, feresc că Dumnezeu. Așa pare, nu? Așa pare. Dacă îmi îngăduiți, o să duc ideea la final. Eu nu mai vreau să nu cred, nu mai vreau să președintele.